Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Paul Mateș și suntem acasă. Aici este familia mea. Uite aici pe Sara, uite pe fratele Sarei, pe Corneluș, parcă vinde brânză de la Bran. Serios? Aici avem pe Melissa, o avem pe Scarlett, îl avem acolo pe Amza și oaspetele nostru, Sorin Orza Animale. Peste două zile o să mergem pe vârful Pietrei Craiului și o să dormim acolo. Eu niciodată n-am fost în Brașov. Bine, am fost o dată când eram foarte mic, aveam vreo 6 ani, nu mai țin minte de absolut nimic, dar pe munte n-am fost niciodată și sincer am un chef enorm. În zilele de vară, câteodată noi facem foc în curte, mai facem un marshmallow. Uite, avem aici un proiector cu laptopul, iar aici este cinemaul nostru din curte. Am boxele acolo montate de așa, când trag ăsta jos, am pus filmul acolo și astăzi este seara de cinema. Cum facem asta? Cornel! Băi! Doamne! Corneluș! Ia uite-te la ei doi! Băi, Sorin! Miroase deja porc. Miroase un pic a pui. Nu, Amza! Deci îl învățați prostii pe Amza. Bună seara! Cred că v-am obișnuit să tot dormim într-o parte și în alta. În seara asta ne gândeam oare unde am mai putea dormi. Am dormit pe plajă, am dormit în pădure, am dormit în hotelul de gheață. Ne-am gândit să dormim în curte. Amza! Ua, ua! Ce faci? Hei! Tono! Hei! Ce faci, draga mea? Nu știu că e cu păpușele. Azi e dezblocată. Asta poți să vezi, frumoasă, draga mea păpușă. Încă tu mai ești de păpuși, tu, mami, tu. Tu te joci cu păpușile? Piruita, ea va lula. Nu ești mă, împotriva frumea. Ok, Vreau să zic că n-am mai stat așa lângă foc, la aer liber, de când am fost noi doi în Dunăre. Și e o senzație de zici că suntem în tabăr, așa, e o senzație de zici că suntem mai conectați cu natura, doar prin singurul fapt că avem aici un foc lângă noi. Da, mulțumesc, e un compliment. Cam asta vrem și noi să simțim la noi acasă, să ne simțim așa, aproape de natură, aproape de... De pădure. Aproape de pădure. De habitatul natural, dragi. Corneluș. Avem și foc, avem și iarbă și... Acum că am băgat oile, stau la foc. Baie, vine urs. Și în seara asta o să dormim afară. Este foarte cald, nu știu cum este la voi, dar la noi aici în Codlea, în Brașov, chiar dacă suntem la munte, este foarte cald și o să dormim afară. Drupi. Calul, ia, haide. Bine. Calul, așa, ia. Au. Hai, Drupi, mergi. Hai, încă o dată, mai încearcă o dată. Hai, încearcă. Muști. Încearcă, hai. Mamă, tati. Așteaptă, Drupi, așteaptă. Așteaptă. Așa. Ușor. Hai, Drupi, Fetelor, hai să facem un marshmallow. Giga marshmallow. Am găsit niște marshmallow imense. Wow, cât de mari sunt. N-am mai văzut niciodată atât de mari. Nici eu. Și să vadă identitul, gata. Ce ai dat, tati? Ce ai dat? Chips. Tata mi-a luat foc. Mamă, cum arată. Dar e cam nasol, nu? Așa. Poate asta nu e de făcut la foc. Haide, fă-l așa. Nu! Păi care-i faza cu marshmallow-ul ăsta? Dar o să cadă! Așa trebuie să fie? Așa e? Trebuie să iau un pic foc și mi-a să-l stingi. Da? Opa, dar cine știe? Eu sunt expertul pentru că am mai făcut acum vreo lună. Da? Foarte bun așa, da. El este crescut în Spania, practic de la 8 ani. Crescut de la 8 ani în Spania, am făcut în România decât clasa 1-i. Sau da. A 1-a, cum zic. Decât doar cartofi. Decât. Decât cartofi. Doar clasa 1-i. Și vă dați seama că stau un pic mai varză cu româna, de multe ori mă exprim mai greu, dar na, ce să zic. Lasă că știi română mult mai bine decât știu mulți românii română. Oh, mersi. Stinge-l. Mișcă-bă-să. Vreți?
Da, am vrut să vă zic, da, alo, alo, trezirea, da, am vrut să vă zic că o să mergem cu bicicletele, da, sigur, da, ok, hai să mergem, pa! Trebuie să-i anunțăm pe abonații noștri că în curând vei avea aparat dentar, adică din septembrie. Am în două, ce zici? Eu vreau să știu, vreau să-mi O să vă arătăm și vouă tot procesul. Perfect. În care îl montăm, îi am amprenta, durerile probabil pe care o să le ai primele zile. O să le am? Da. Da, doare puțin, primele două, trei zile. Da, și-am purtat aparat dentar. Am avut dureri. Și acum ai dinții frumoși și eu vreau să am ca tine. Mama, sunt în mașină. Ia uite pe scă. Mașina asta. Mașina normală, stai. Au. Ce? Pare ușor, dar nu e. Ce pare ușor? Și m-am băgat în asta. Și doare capul de acum. Ce face acolo, tata? Papa. Papa ceva. Oh, scumpul de tine. Trec din polonic. Vreau să mergem cu bicicletele. Mm-hmm. Uite, dar la mine, ce fac? Tati, hai să mergem cu bicicletele. Eu. Chiar vreți? Da. Hai. Hai cu bicicletele. Ba da. Ba da. A fost o zi lungă la mine. Hai, te rog. Pentru vlog. Ok, gata, hai să mergem. Ah, ia uzi. I-am zis pentru vlog. Yeah! Hai! Hai! Yeah! Yeah! Mama! Uite ce acolo! Bate palma! Bine! Bine! Hai să vedem cum ne împărțim. Eu singură. Noi avem biciclete. Eu zic că Corneluș și Sorin să ia căruciorul. Hai, Sorin. Hai, hai cu căruciorul. Eu mă bag acolo că sunt mai micuți și mi-a Stai, mă, stai. Uite, ia tu camera. El e cel mai entuziasmat. Așa, mă, el e entuziasmat. Sorin, tu te asta. E, tati. Te bucuri? Te bucuri? Mamă, ce mișto. Tata. Da. Tata. Tare, uite. Așa și celălalt. Bun. Yeah! Sunt foarte. Bun. Bam. Asta e. Mergem tare? Da. Tare? Tare. Bine, tata. Cu tacate. Bate palma. Bine. Hai. Oh! Local circulat, ia de mâine. Hai. Epa! Epa! Try not to hold me down, feel the when I'm in this town. For stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Gașcă, cum e noaptea pe stradă? E prea mișto, nu e aproape nicio mașină. Salut! Ei, salut! Salut! Salut, Amza! Amza, cum e pe biță tata? Wow. Nu mergem în pădure astăzi, tata. Mai ales acum. Tare. Hai, tare. Am plecat într-o mică plimbare cu bicicleta ca să ne cumpărăm ceva dulce și am ales magazinul cel mai îndepărtat. Cel mai bine. Da. Am făcut. Ca să fie cursa cât mai lungă. Oameni, dacă suntem. Hai că s-a mărit gașca. Ne mulțumim. Haide să descălecăm și să mergem la magazin. Cine stă cu Amza? Eu. Nu. Toți, de fapt. Nu vă las, că nu e a vostru. Mă refeream la cineva din familia noastră. Sau nu, mă, îl dăm jos și intrăm toți înăuntru. Nu vrei. Nu vrea să se dea jos. Nu vrea? Nu vrea să se dea. Drupi, ieși afară. Nu ai voie să intri. Am făcut plinul și plecăm înapoi acasă la film. Am luat. Da, am luat. Da, de fiecare dată când e o groapă, atinge scaunelul ăsta de roată. Gata! Am ajuns! Punem saltelele frumos. Ia uite, mai ceva ca în casă. Stai aici. Eu stai aici oricum. Stai, e saltea voastră? Da, e a mea.
Mama, aveți două saltele, 2 pe 2 metri. Ce loc de dormit ai. Hai, mă, că e fain. E mega comod, da. Se stă foarte, foarte bine. Cred, sincer zic, mi se pare că n-am dormit niciodată gen așa, la aer liber. Da, sincer. Pe saltea și frumos. Cred că e prima dată când dorm la aer liber și am sus cerul. Noi am tot dormit, zici că tot afară dormim mai mult decât în casă. Oh, ce fain dorm tu aici. Ce bine o să dormi. Numai că tu o să te trezești primul și cu palme în cap o să ne trezești. Ce te faci? De ce faci așa? Faci caca? Nu. Nu, te prefăceai că ești un ursule? Wow, cum face ursul? Am zis, cum face leu? Cum face leu? Cum face pisica? Cum face câinele? Calu. Cum face calul? Gen, zi-mi și mie ce știu. Sorin, șarpele cum face? Tu zici că în pușcărie, în penitenciar. Zice așa cinema, să stau întins sub plapumă la cap să mă uit la film. Sorry. Epa. Deci nu pot să cred că asta este prognoza meteo. Nu ne-am uitat. Așa ceva nu se poate. Nu cred. Deja picură puțin. Hai că mai stăm puțin și dacă chiar se pornește, mergem în casă. A trecut ploaia? Da, am zis deja face nani? Lasă. Da. Ce faci? A trecut ploaia? A trecut. Yes! Neața. Au. Hai să facem liniște. Scala și Melisa încă dorm. Dorm, da. Hai, stai. Când dormi în casă, nu dormi așa puțin. Sos. Deci așa s-a dormit la seara. Paul, ce faci? Neața. Mai zăbovesc un pic. Că e doar 7. Viața. Cum ai dormit? Hey, ia uite ce avem! Ia uite, o veveriță! Pipi! Ia uite-o! Pipi! Uite-o! Uite-o, tati! Cata! Ce veveriță! Cata! Gata, a plecat, tati! Oh, ce drăguță e! Chiaru! A fost foarte greu noaptea pentru că era cam rece. Tata s-a dus la mine în loc și am venit aici cu mama pentru că stătea cu Amza, așa că atunci a fost mai rău că eu aveam sac de dormit. Deci, aseară, am zis, mi-e cald, nu îmi trebuie sac de dormit sau din astea. Și ți-a fost cald? Dar mi-a fost frig. Hai, domnule. O să mergem cu bunica noastră la piscină și abia aștept. A fost fain în total. Mi-a plăcut și filmul, mai ales cu bicicletele. Da. Deci, cum a fost noaptea? Bine, cred. Da, din distracție în distracție, voi. Bye! Baie, tati, da. Melisa și Scarlett și Amza merg la piscină cu bunicii. Cam acesta a fost video-ul nostru de astăzi. Nu uitați să dați un subscribe, un like și un share. Și ne vedem foarte curând. Pa, pa!